Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această zi vreau să facem o etalare pe toate aspectele vieții și să vedem ce vine către voi în următoarea perioadă. Plan sentimental, plan financiar și planul carierei. Și haideți să vedem, dragilor, o energie generală. Este o citire colectivă, atemporală, atât pentru doamne cât și pentru domni. Este și luați de aici doar ce rezonează cu voi. Aici aveți un proiect creativ. Se cere chakra numărul 2, vindecată, se cere deschisă, se cere creativitate și ascultarea sinelui. Aici aveți lucruri creative pe care le puteți deschide în următoarea perioadă. Un proiect creativ poate fi pe orice plan. Poate fi o afacere, poate fi o casă nouă, poate fi o iubire nouă, poate fi orice. Este o energie de început, este o energie benefică, sunteți într-o perioadă a vieții voastre în care puteți începe lucruri noi. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Proiect creativ. Este o energie frumoasă. La capătul setului de cărți este ascultarea. Nu spune prea multe, doar ascultă-ți sufletul, pentru că în mintea ta trebuie să fie liniște ca să poți lua decizii corecte pentru tine. Ascultă, ascultă-ți inima, ascultă tot ce este în jurul tău și acest proiect creativ va prinde viață și va fi bine pentru tine. Haideți să vedem pe plan sentimental ce se întâmplă pentru voi. Pe plan sentimental. Este pe toate aspectele vieții o etalare pentru noi toți. Un proiect creativ, trebuie să ne ascultăm gândurile și să luăm decizii. Și haideți să vedem, dragilor, au căzut multe cărți, o să le luăm pe toate. Citirea începe pe planul sentimental cu un 6 de bâte. Este succes, este victorie, poate fi asupra unui rege de spade, geme vărsător balanță, puterea, 3 de cupe, o bucurie pe plan sentimental, 7 de monede, pajul de monede, 10 de bâte, 8 de spade, marea preoteasă și 4 de spade. Pe plan sentimental, vi se pare greu. Aveți multe de dus. Aici avem o regină de cupe la capătul setului de cărți. Este o femeie iubitoare, empatică, o persoană, rac, scorpion, pești, cum am spus, care dorește o magie. După cum vedem aici, această doamnă face o magie. Dorește iubire, dorește compasiune, dorește un proiect nou, o iubire nouă, dorește să ofere iubire și să primească la rândul ei iubire. Este o energie frumoasă pe plan sentimental. Ascultă-ți sufletul că vei ști ce să faci. Aici, Marea Preoteasă îți spune că este momentul. Dacă sunteți într-o relație, relația voastră este destul de blocată. Aici este un 8 de spade și un 10 de bâte. E greu, sunteți copleșiți, sunt multe lucruri de făcut și mai trebuie să lăsați și pe ceilalți să facă. Și o veți face pentru că veți mai delega. Aici aveți puterea și 3 de cupe. Poate mai ieșiți la o petrecere, ieșiți într-un parc, faceți altceva, vă rupeți puțin de lucrurile cotidiene, de rutină. Trebuie pentru a avea această victorie, trebuie pentru că, așa cum am spus, dacă sunteți într-o relație, e greu, e prea mult. Dacă sunteți despărțiți, aici vi se pare grea singurătatea.
dacă sunteți și așteptați pe cineva, persoana nu se mai întoarce, trebuie să aveți o nouă setare în minte, să vă gândiți la ceva nou, un proiect creativ. Dacă sunteți persoane singure de mult timp și doreți ca în viața voastră să vină cineva, va veni, poate fi într-o zodie de aer, cum am spus, gemeni, vărsător, balanță, sau un leu, sau o persoană în zodie de apă, pentru că întreaga citire este într-o energie de apă, este multă iubire, este pasiune, este înțelegere. Aici, orice ar fi, în orice situație vă aflați, evaluați situația și vă gândiți ce aveți de făcut de aici înainte. Pe cine țineți alături, dacă aveți nevoie de o persoană cu care să fiți, cum să fie persoana. Cert este că aici vindecarea voastră a început și merge către o bucurie, merge către un infinit. Aici avem și infinitul și luna. Sunt multe gânduri ascunse. Gândiți-vă bine și ascultați-vă intuiția, pentru că aici aveți ascultare. Ascultați tot ce vă spune sufletul vostru, pentru că vă va ghida corect. Acest rege este foarte mental. Poate veți întâlni o persoană mai rece, mai distantă, care pentru început o să vi se pară diferită. Nici nu vă gândiți că este o persoană predestinată, nici nu vă gândiți că este acea persoană care să intre în viața voastră și alături de care să aveți o victorie, cu care să formați o echipă completă, unită, un proiect creativ benefic. Aici trebuie să vă ascultați intuiția și sufletul. Marea preoteasă se gândește de două ori. Taie odată și măsoară de 10 ori. Aici veți privi dacă sunteți în căutare de o nouă relație și vine în viața voastră o persoană, veți privi atent la persoana din fața voastră, veți ști ce să alegeți. Orice veți alege va fi de bun augur. Aici este 4 de spade, este o vindecare. Un ciclu s-a sfârșit și începe unul nou, iar citirea începe cu acest rege de spade și cu victoria, cu 6 de bâte. După se vede puterea. Aici este reinventarea voastră pe plan sentimental. Vine în viața voastră o persoană, vă împăcați cu o persoană, poate fi o persoană nouă sau situația în care sunteți acum capătă o rezolvare, un final fericit aici pe plan sentimental, un nou proiect creativ. Dacă vreți reinventarea unei relații în care sunteți deja, se poate, dar total diferit. Dacă doriți o persoană nouă, persoana vine în viața voastră, dar încet, cu pași mărunți. Totul duce către o bucurie. Această victorie vă va bucura sufletul. Este frumos pe plan sentimental. Haideți să vedem pe plan material, financiar aici, cum stați în următoarea perioadă. Plăți zilnice, vă gândiți la o nouă afacere a voastră. Vă gândiți că trebuie să dați bine, să faceți lucrurile să fie perfect. În următoarea perioadă, acest proiect creativ pe plan financiar va fi de bun augur. Momentan lucrurile nu sunt foarte roz. Poate mergeți la un interviu aici pe planul carierei, dar acest interviu, pentru că este planul financiar, vă va aduce un beneficiu. Dacă sunteți programați pentru un interviu, veți avea aici succes. Trebuie să faceți o căutare mai amănunțită. Dacă ați aplicat la un job și nu v-a sunat încă nimeni până acum, mai căutați, nu este jobul care vi se pregătește vouă. Aici cel mai bine aspectat este o afacere personală, o decizie mare pe care o aveți de luat.
pentru că sunt cheltuieli, pentru că portofelul este gol acum și încep să vină rezultatele. Dragilor, aici aveți o decizie mare de luat. Aveți mai multe ușe aici care se deschid în fața voastră. Trebuie să o alegeți pe cea care vă doriți voi. Ascultați-vă sufletul. Ce vreți să faceți cu adevărat ca să vă aducă mai mulți bani, ca să vă aducă un plan financiar mai bun, abundență. Cel mai mult văd aici antreprenoriat. Căutați și lucruri bune vor veni către voi. Va veni abundență. Sunteți în direcția cea bună. La ce te-ai gândit în acest moment este bine pentru tine. Fă ca lucrurile să se întâmple. Aici vă plătiți datoriile și reușiți să ieșiți din orice situație ați fi. Cu multă muncă, dar veți face muncă pentru voi în folosul vostru. Poate mergeți și la o școlarizare, veți lua acel interviu și vă veți pregăti pentru ce urmează. Sau poate acest proiect creativ pe care îl începeți acum, sunteți atenți și urmați toți pașii pentru că vă vor rămâne bani chiar și de cumpărături. Este frumos aici pe plan financiar. Un credit se aprobă. Aveți aici un succes pe plan financiar, o creștere. Creșteți. Planul material crește. Este bine pe acest plan. Haideți să vedem și pe planul carierei. Am văzut că aveți interviuri, am văzut că la job este bine să alegeți o afacere personală, să lucrați pentru voi, sunteți încurajați, doar că aici trebuie să mai învățați ceva. Poate aveți cursuri noi pe care vreți să le începeți. Va fi de bun augur aici. Gânduri. Trebuie să-ți alegi calea în carieră. Poate încă nu ți-ai găsit cariera potrivită, dar vei alege bine pentru tine, vei alege înțelept. Aici este o femeie matură care știe care îi sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze. Aici îți alegi calea corect, mergi, dar este, poate fi ceva total diferit decât ai făcut până acum și te gândești. Este bine pentru că aici am văzut ascultare. Asculți și îți asculți sufletul, îți asculți intuiția. Pe planul carierei va avea loc o schimbare mare în viața ta. Am văzut acolo o schimbare mare și pe plan financiar. Creștere. Alegi ușa potrivită. Este o etalare frumoasă. Este o etalare cu final fericit și pe plan sentimental și pe plan financiar. Iar pe planul carierei, o mare schimbare vine acum în viața ta. Această schimbare aduce o noutate. Se închide un ciclu de joasă vibrație și se deschide ceva măreț pe plan financiar, pe planul carierei. Aici aveți un mesaj. Primiți aprobarea interviului, primiți un rezultat pozitiv. Se schimbă ceva aici, în viața voastră, pe planul carierei. Onoare. Primiți jobul pe care îl visați de mult, mergeți într-o altă direcție, vă reinventați. Multe gânduri aici. E bine, pentru că vă gândiți la ce vă doriți voi să faceți cu adevărat. Poate aici vă descoperiți misiunea personală, pentru că am văzut aici niște cărți care mi-arată că ieșiți dintr-o perioadă de confuzie, dintr-o perioadă în care lucrurile au stagnat. A fost aici puțin hidratat acest aspect al carierei. Începeți să vă gândiți și să faceți schimbarea. Planul financiar crește, abundența vine, vă alegeți calea corect, mergeți spre misiunea voastră personală. Totul este în tandem cu acest plan al iubirii care arată multă pasiune, persoane noi care vin acum în viața voastră sau reîmprospătarea relațiilor voastre. Vi se mai spune aici încă o dată, aveți și un eremit.
o fecioară. Calculați de mai multe ori înainte să dați răspunsul final. Gândiți-vă de două ori și Marea Preoteasă același lucru vă transmite. Eremitul începe să-și vadă lumina proprie. În mână are tot o lumină. Vă îndreptați către o lumină pe toate aspectele vieții voastre. Este o citire frumoasă, o creștere. Mergeți bine, drumul este bun, este deschis, este diferit de ce ați trăit până acum, iar proiectul, energia în care vă aflați voi acum, este creativ, este benefic, vă va aduce succes. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!